avem de rezolvat x plus 1 pe modul din x plus 1 este egal cu 1. Primul lucru pe care îl facem este să punem o condiție de existență pentru raportul 1 pe modul de x plus 1. Modul din x plus 1 trebuie să fie diferit de 0. Acum, știm că modulul unui număr este 0 dacă și numai dacă numărul este 0. În cazul de față, modulul lui x plus 1 e 0 dacă și numai dacă x este minus 1. Prin urmare, condiția de existență ne spune că x trebuie să fie diferit de minus 1. Acestea fiind spuse, hai să aflăm x-ul. Vom obține că 1 pe modul de x plus 1 este 1 minus x. Și de data aceasta, dacă dorim, am putea să scriem o condiție de compatibilitate. Modul din x plus 1 este mai mare sau egal decât 0 și atunci 1 pe modul din x plus 1 este mai mare strict decât 0, ceea ce înseamnă că și 1 minus x va fi pozitiv, adică x mai mic decât 1. Aceasta înseamnă că dacă obținem soluții mai mari decât 1, nu ne convin. Și atunci, această relație este echivalentă cu modul din x plus 1 este 1 pe 1 minus x. Reținem, 1 minus x e diferit de 0. Este bine de fiecare dată când împărțiți la o expresie să menționați că este diferită de 0. Și când este modul din x plus 1 egal cu modul de 1 minus x? Atunci când x plus 1 este plus sau minus 1 pe 1 minus x. Și vom lua pe rând cele două relații. În primul caz, x plus 1 este plus 1 pe 1 minus x. Obținem că x plus 1 ori 1 minus x este 1. Ceea ce înseamnă că 1 minus x pătrat e 1, deci x pătrat este 0. Prin urmare, x e 0. Și este mai mic decât 1, ceea ce înseamnă că e soluție. În continuare, trebuie să studiem ce se întâmplă dacă x plus 1 ar fi egal cu minus 1 pe 1 minus x. Adică 1 pe x minus 1. Păi aceasta ar fi echivalentă cu x plus 1 ori x minus 1, adică x pătrat minus 1 este egal cu 1, ceea ce înseamnă că x pătrat este 2. Deci, x-ul ar fi... Cât ar fi x-ul? Radical din 2? Nu. Plus sau minus radical din 2. Acestea sunt cele două numere reale care ridicate la pătrat dau 2. Dar să nu uităm de condiția de compatibilitate de mai sus. Dar x este mai mic decât 1. Și atunci x e minus radical din 2. Ar fi o soluție obținută în acest caz. În concluzie avem două soluții. X egal cu 0 și x egal cu minus radical din 2. Mulțimea soluțiilor este formată din 0 și minus radical din 2. Așadar, nu uitați de condițiile de existență. De asemenea, fiți cu ochii în patru după condițiile de compatibilitate.